Expresia în latină inteligenti pauca este tradusă din limba italiană a bun cunoscător puține cuvinte. Cu toate acestea, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea a lăsat nu puține, ci chiar multe cuvinte pentru a ne face să înțelegem problema canonică deloc ușoară cu privire la demisia sa. Așa cum am ilustrat în scurtul documentar Dies Irae, alături de acest videoclip, Papa Benedict, forțat să se înlăture, constrâns de puterile internaționale și de opozitorii ribeli dinăuntrul grupului La Mafia di San Gallo, care l-au sponsorizat pe Bergoglio, au făcut în așa fel că aceiași cardinali au convocat pe data de 1 martie 2013 un conclav abuziv care l-ar pune în mod inconștient într-o stare de impediment total, un status canonic alternativ al locului vacant, în care papa nu este un abdicator, ci un prizonier întemnițat și exilat. Cu toate acestea, scaunul papal, chiar dacă obstacolat, papa rămâne papă, în toate privințele, încât chiar dacă ales un altul, acesta din urmă devine antipapă. Așa că pseudopodificatul lui Francisc va trebui anulat. În cei 9 ani de viața sa de papă emerit, adică de papă împiedicat în funcția sa, Benedict al XVI-lea a difuzat sute de fraze și expresii într-o serie de cărți, scrisori și interviuri care i-au permis să pună mereu și în orice caz adevărul. Iar nouă ne-au permis de a reconstrui aproape 3 ani de investigație. O complexă afacere canonică rezumată în bestsellerul Codul Ratzinger. Aceste mesaje au fost construite de papa german datorită unei culturi fără margini, unei inteligențe logice adamantine și a unei profunzimi spirituale, teologice și profetice extraordinare. De fapt, ceea ce am definit ca fiind Codul Ratzinger pentru a ușura dezvăluirea, am ales un stil de comunicare care se bazează pe cel al lui Iisus Hristos, care adesea nu a fost înțeles imediat, nici măcar de apostolii săi. După cum știți, Mântuitorul a vorbit celor care au avut urechi să audă, spunea adesea pilde sau preda prin înțelegeri inițiale și amfibologii sau expresii cu dublu sens. În orice caz, Benedict al XVI-lea însă a inclus în codul său de comunicare uneori accente de humor rafinate și nu este de mirare că actorul său preferat în tinerețe a fost umoristul german Carl Valentin, specializat în desfacerea propozițiilor și realizarea de jocuri de cuvinte. Der meinst mein älter bist ein wunderbares Motorrad. Ja? Ja und das Kind sagt es nicht, es ist so verstockt. Mesajele papei Ratzinger sunt foarte diferite și variate. Există unele pentru toate necesitățile, de la cele mai ușoare și imediate, care nu necesită niciun efort intelectual, până la altele mai complicate, care au necesitat un studiu aprofundat pentru a le rezolva. Cel mai simplu mesaj amfibologic este cel pe care l-a repetat timp de 9 ani. Papa este doar unul, fără să explice vreodată dacă a fost francez sau el însuși. Precum și amfibologii care i-a repetat că a renunțat în mod liber la ministerul său. Dar care dintre cele două sunt ministerul Munus sau ministerium ministerium? Amândouă, de fapt, tradus în italiană cu cuvântul ministero, au un sens foarte diferit de consecințele juridice perturbătoare. Dacă papa își pierde munus, el abdică și dacă își pierde ministerium, așa cum i s-a întâmplat lui Benedict al XVI-lea, este împiedicat să îndeplinească funcția sa. Printre cele mai evidente mesaje, puțin știu că din perioada 2013 până în 2022 papa Benedict și-a împărtășit adesea binecuvântarea, scriind o prerogativă exclusivă a papei în funcție. Ergo, dacă există un singur papă și el însuși a conferit binecuvântarea apostolică, nu este greu să-ți dai seama care este problema. Alte afirmații însă sunt absolut fără echivoc, precum cea cuprinsă într-o scrisoare trimisă și la care a răspuns unei credincioase prin intermediul secretarului de stat. Citim împreună. Papa emerit, Benedict al XVI-lea, a acceptat scrisoarea cu care a dorit să-i se adreseze, cu expresii de mare efect. Recunoscător pentru sentimentele exprimate, Supremul Pontif încurajează în continuare să-și îndrepte privirea către Tatăl Său Ceresc. După cum vedeți, Papa Emerit este Supremul Pontif, aceeași persoană care a fost emoționat de sentimentele de devotament exemplar ale credincioase. Printre cele mai imediate revelații, Codul Ratzinger îl amintim pe cel din interviul de care ultimele conversații din 2016, în care jurnalistul Peter Sewald îi cere Sfântului Părinte. Unul își închipuie că papa, vicarul lui Hristos, pe pământ, trebuie să aibă o relație profundă,
intimă, deosebit de strânsă cu Domnul. Răspuns: da, ar trebui să fie așa și eu nu am senzația că El este departe. După cum știți, Benedict al XVI-lea a acceptat implicit premisele întrebării de aici, adică El a fost Papa și Vicarul lui Hristos. Și mai explicit a fost discursul în timpul ultimei sale audiențe din 27 februarie 2013, când Papa Benedict și-a amintit alegerea sa din 2005 și că din acel moment a fost întotdeauna și pentru totdeauna angajat cu Domnul. De câte ori își preia slujirea, Petru nu mai are nicio posibilitate de întoarcere la viața privată. Decizia mea de a renunța la exercițiul activ al ministerului nu anulează acest lucru. Sfântul Părinte a exprimat clar acest lucru. A renunțat doar la exercițiul activ al ministerului, ministeriu, dar această renunțare nu l-a anulat de a fi papă, dar de a avea munus, a spus-o deschis de la vremea, aceea când nimeni nu avea urechi să audă. Să-l ascultăm din nou. Nu abandonez crucea, dar rămân într-un mod nou lângă Domnul răstignit. Nu mai am autoritatea oficială pentru guvernarea bisericii, dar rămân în slujba rugăciunii, ca să spunem așa, în centrul Sfântului Petru. După ce a renunțat la puterea practică a oficiului înlăturat din scaunul său împiedicat, Benedict al XVI-lea nu a coborât de pe cruce. A rămas în prejmuirea lui Sfântului Petru, termen evocator în mod clar a stării lui detective. Acum să trecem la un nivel mai înalt decât așa zisele mesaje medii, pentru care este nevoie doar de un pic de bun simț logic. Deosebit de haios este că Papa în 2016 i-a dat corespondentului de atunci de la Vatican, Andrea Tornielli, care îl întrebase de ce a păstrat veșmântul și numele pontifical. Menținerea veșmântului talar alb și a numelui Benedict al XVI-lea este pur și simplu un lucru practic. La momentul renunțării nu existau alte haine disponibile. Mai mult, port veșmintele albe într-un mod clar și distinct de cel al papei. Și aici sunt speculații fără nici cea mai mică bază. Acum, în opinia dumneavoastră, în 3 ani de la declarație, Papa Benedict nu a reușit să găsească în toată Roma o haină neagră a unui episcop sau unui cardinal? În condițiile în care Benedict nu a abdicat, ci împiedicat și a rămas mereu papă, cel mai practic lucru a fost să mențină atât numele cât și veșmintele albe. Și papa, cel mai practic, Papa Ratzinger și-a scos pelerina din obiceiul său, dezlegat centura pentru a se distinge veșmântului său de cea unui papă normal, în posesia deplină a ministerului său. În aceeași carte din 2016, Sewald atunci se referă la profeția episcopală medievală, Sfântul Malahie, care a întocmit o listă de pontifici care, după anumite interpretări, s-ar termina cu Papa Benedict al XVI-lea. Întrebarea lui Sewald, conform acestei liste, papalitatea s-ar încheia cu pontificatul tău. Ai fi, de fapt, ultimul care a reprezentat figura papei așa cum l-am cunoscut până acum. Răspuns din partea lui Benedict al XVI-lea. Totul poate fi posibil. Un răspuns incredibil pentru că, conform narațiunii oficiale după Benedict al XVI-lea, ar exista Papa Francisc, al 266-lea pontif roman, dar Papa Ratzinger nu l-a considerat câtuși de puțin ca pe un papă canonic, deoarece, de fapt, Bergoglio este un antipapă. În acest mesaj dramatic al papei Ratzinger se află toată incertitudinea viitorului bisericii. Dacă următorul conclav nu include doar cardinali adevărați, numiți de papi adevărați, înainte de 2013, linia succesorală antipapală a lui Bergoglio va continua fără munus petrin. Biserica canonică vizibilă va fi sfârșită. Apoi, sunt câteva mesaje care au fost încredințate de papă. Monsignor lui Genswein, secretarul său, unul dintre cele mai ingenioase, a fost furnizat ca răspuns la întrebarea unui preot bergolian care l-a întrebat pe monsignorul Genswein în comuniune cu cine Papa Benedict va celebra liturghia. Întrebare fundamentală, că într-o narațiune corectă Bergoglio ar fi presupusul răspuns cel mai evident și direct. Benedict al XVI-lea sărbătorește în comuniune cu Papa Francisc. În schimb, iată răspunsul întortocheat al monsignorului Genswein. Papa Benedict nu a menționat niciodată alt nume în canonul liturghiei. El nu s-a numit niciodată în canon. Expresia este articulată ingenios pentru a se referi la formula liturgică în care Papa celebrează liturghie în comuniune cu mine, nevrednicul slujitor al tău.
În acest caz, de fapt, Papa Benedict nu ar fi menționat nici numele său, nici altul în canonul liturgiei. Alcătuirea definitivă acestui abusivelis asupra liturgiei Papei Benedict a fost asigurată de un episod nefericit. În 2022, Don Alexandru Minutela, preotul care a strigat primul lumii că Bergoglio nu este adevăratul papă, a primit o scrisoare pe hârtie cu cap de la Monsignorul Genswein, în care presupusul secretar al lui Benedict al XVI-lea îi reproșa aspru, declarând pe care papa emerit o sărbătorise întotdeauna în comuniune cu Francisc. Am înțeles imediat că scrisoarea era falsă din cauza unui expeditor puțin probabil, dar după câteva ore, însuși Monsignorul Genswein a negat totul, definind scrisoarea ca fiind falsă și pură minciună. Știri false, prin urmare, nu numai documentul, ci și conținutul scrisorii. A fost o minciună. Așadar, dacă ceea ce Benedict a sărbătorit în comuniune cu Francisc a fost o minciună, a sărbătorit-o neapărat în comuniune cu el însuși, un slujitor nedemn de vreme, ce era adevăratul papă. Dar despre Don Minutela, Monsignor Genswein a spus că este nebun teologic. Acum, având în vedere că Hristosul Evangheliei după Matei spune că oricine îl numește nebun pe fratele său va fi aruncat în ghena, este cu siguranță puțin probabil ca cel nebun să fi fost. Un insult abuziv și gratuit îndreptat către teologul sicilian. Referirea explicită este, în schimb, la sensul teologic al nebuniei, la binecunoscuta temă mistică a nebuniei pentru Dumnezeu, adică la afirmarea profetică a adevărului chiar și cu prețul plății personale. Dar și după moartea sa, Papa Benedict a lăsat și alte semne foarte locvente al faptului că a rămas mereu singurul papă. Nu doar în lecturile alese pentru masa funerară, atât în prima cât și în a doua lectură. Este invitat să se aștepte încă puțin, așteptând o următoare inversare a scenariului, dar și actul introdus în sicriul său. Este un sul care rezumă pe scurt viața pontifului decedat. Ajungând cronologic în 2013, fapta citează întreaga sa declarație în latină, fără a oferi nicio explicație, și continuă pur și simplu spunând că Benedict și-a trăit ultimii ani în rugăciune și meditație. Nici o mențiune despre resemnare, renunțarea la papalitate sau aplicare absolut incredibilă pentru povestea biografică a unui papă care, conform narațiunii comune, ar fi abdicat pentru prima dată după 600 de ani. Apropo, așa cum am amintit deja în Dies Irae, Papa Ratzinger a susținut de două ori în discuțiile recente că a fost primul papă după 1000 de ani care și-a dat demisia. Dacă ar fi abdicat cu adevărat însă, ar fi fost primul papă care și-a fi dat demisia exact după 598 de ani, dat fiind că ultimul abdicator a fost Grigore al XII-lea în 1415. Dar, de fapt, după cum știm, Papa Ratzinger nu a abdicat, el a renunțat la ministeriu, așa cum a făcut exact de-a lungul anilor, mai întâi, în 1013, Papa Benedict al VIII-lea. Diferența constă în faptul că Benedict al VIII-lea a renunțat la un ministeriu și că s-a dat pe sine în mod autonom, fără a aștepta permisul, nu la osta împăratului, în timp ce Benedict al XVI-lea, 1000 de ani mai târziu, va renunța la un ministeriu care îi va fi luat de către cardinali în mod involuntar, care îi plasează într-o locație total împiedicată. De fapt, cartea precizează că Papa Ratzinger este primul din istorie care a făcut acest pas în deplină posesia puterilor sale. O obiecție tipică este: de ce Papa Benedict nu a vorbit clar? Din două motive. În primul rând, pentru că se afla într-un loc obstrucționat și un prizonier nu poate face și spune exact ceea ce vrea. În al doilea rând, dintr-un motiv spiritual, așa cum a explicat el însuși periodicului German Herder, Correspondes 2021. A fost necesar să se separe credincioșii de necredincioși. Această despărțire se regăsește la unul dintre teologii săi de referință, romanul Ticonius, care în secolul al XIV-lea a scris un comentariu la Apocalipsa după Ticonius. În Biserica lui Hristos este ascunsă Biserica Diavolului, realizată de niște episcopi trădători. Aceasta va ieși la iveală abia mai târziu. O mare coborâre sau retragere a Bisericii lui Hristos, exact ceea ce a făcut Papa Benedict cu autoexilarea într-un loc împiedicat. Datorită codului Ratzinger, care explică problema canonică, Papa Benedict rămâne în picioare și astăzi.
ridicând o armată de noi catolici, oameni înzestrați, cu inteligență, intuiție, bun simț logic, credință, încredere în papă și mai ales curaj. Toți ceilalți care sunt interesați de adevăr, din diverse motive, va spune că este o chestiune de teorie ale conspirației, exploatările de fantezii noi, refuzând să recunoască și să discute chiar și cele mai puternice realități, după cum spune Evanghelia. Dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga.